Creștini ortodoxi îl sărbătoresc astăzi pe Sfântul Ierarh Nicolae, cel mai cunoscut și iubit sfânt al Bisericii Ortodoxe. Numele lui este legat de dărnicie și compasiune, dar și de cadourile sau nuielușa pe care le pune în ghetuțele copiilor în ajun. Sfântul Nicolae s-a născut în jurul anului 270 în localitatea Patara, din părinți credincioși și bogați. După moartea acestora din cauza unei epidemii, Nicolae și-a împărțit întreaga avere săracilor, devenind ocrotitorul bătrânilor, al celor nedreptățiți și ajutătorul celor săraci. A rămas foarte cunoscută fapta de binefacere îndreptată către cele trei surori pe care tatăl acestora dorea să le dea spre viață de necinste din cauza sărăciei. Sfântul Nicolae le-a dăruit o sumă însemnată de bani și le-a ferit de căderea în desfrânare. Astăzi, 6 decembrie, biserica noastră prăznuiește pe Sfântul Ierarh Nicolae, cel care deschide acest ciclu al sărbătorilor de Crăciun, o zi în care biserica noastră se bucură de prăznuirea lui, înțelegând că el a avut un rol foarte important în istoria bisericii. Așa cum spune și troparul, că era un chip de, că avea un chip blând de ierarh, care era îndreptător, care a fost îndreptător credinței, care și-a arătat față de cei din jurul său mila, că el este considerat un ocrotitor al copiilor, spre exemplu, că, așa cum vă spuneam, a avut un rol important în istoria bisericii de a apăra dreapta credință. Iată, Sfântul Nicolae are acest merit și aceste atribute ca fiind un păstor care a fost în slujba lui Dumnezeu. Și iată că istoria ne spune că el este ocrotitor al copiilor, că în noaptea care precede sărbătoarea Sfântului Ierarh Nicolae, el vine cu daruri către cei mici, le pune acolo în ghetuțe, în încălțări, câte o bucurie, tocmai ca să-și arate mila și grija sa față de copii. Noi, cei mari, ne punem mari nădejdi în acest sfânt, pentru că el este un bun mijlocitor înaintea lui Dumnezeu pentru noi. Se spune că moșul Nicolae vine pe un cal alb și este protectorul celor nevoiași al orfanilor. Se mai crede că el are puterea de a-i salva pe corăbieri de la nec și că apără văduvele și soldații pe timp de război. În ziua Sfântului Nicolae este bine să fii darnic și iubitor cu cei din jurul tău. Zgârcenia nu doar că este considerată un păcat, dar mânie pe Sfântul Săracilor, iar singurul cadou pe care l-ai putea primi la anul ar fi o nuielușă. Pe această cale, postul Media TV Medgidia urează tuturor sărbătoriților un sincer și călduros la mulți ani!